În dimineața de Crăciun, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat prin 112 de un bărbat din municipiul Slatina cu privire la faptul că, în timp ce se deplasa către domiciliu, a fost lovit de o persoană necunoscută care i-a furat telefonul mobil și suma de 300 de lei. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina, care au stabilit că totul s-a întâmplat în jurul orei 5, când victima, un bărbat de 49 de ani din Slatina, în timp ce se deplasa pe bulevardul Nicolae Titulescu din localitate, ar fi fost agresat fizic de către o persoană necunoscută care i-ar fi sustras telefonul mobil și banii pe care îi avea la el. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de tâlhărie calificată și au început căutările pentru identificarea și prinderea autorului. În urma activităților investigative operative, polițiștii Poliției municipiului Slatina au identificat un tânăr în vârstă de 28 de ani din municipiul Slatina, bănuit de comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată. Ulterior, tâlharul a fost prezentat procurorilor din Slatina. La data de 25 decembrie 2022, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Slatina, pe numele tânărului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt, urmând ca în data de 26 decembrie 2022 să fie prezentat în fața instanței de judecată cu propuneri legale. Ieri, pe 26 decembrie, judecătoria Slatina a admis propunerea parchetului de pe lângă judecătoria Slatina și a dispus arestarea preventivă a tânărului pe o perioadă de 30 de zile, acesta fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt. El este cercetat pentru infracțiunea de tâlhărie calificată și riscă ani buni de închisoare.